Ei bine, ceea ce a fost la început doar un deziderat, astăzi a devenit realitate în cadrul acestui Consiliu. Avem un Consiliu format din 56 de organizații de tineret, cele mai importante considerăm noi, atent selecționate, datorită expertizei pe care o au în cele 11 domenii de activitate. Prezența invitaților noștri ne validează faptul că tinerii sunt importanți pentru actuala guvernare și că tinerii își pot influența nu doar viitorul, ci și prezentul prin crearea unor politici pentru tineret care corespund nevoilor lor reale. O să dau cuvântul domnului premier Ludovic Orban și îi mulțumesc pe această cale pentru prezență. Bună ziua, salut reprezentanții organizațiilor de tineret care au fost selectați pentru a face parte din Consiliul Național pentru Tineret. Voi fi foarte scurt. Încercăm să fim atenți la toate nevoile, aspirațiile, obiectivele pe care le au organizațiile de tineret. Încercăm să generăm programe de susținere pentru diferite categorii de tineri. În acest sens pot să vă spun că am introdus măsuri care nu au mai fost introduse, cum e măsura de sprijin pentru angajarea tinerilor niți. De asemenea, pregătim finanțarea europeană pentru susținerea tinerilor niți. Am instituit, cred că pentru prima oară, un program de granturi pentru firme care sunt deținute de studenți, un fel de startup student. De asemenea, încercăm să venim în sprijinul tinerilor cu inițiativă economică și nu numai, cu tinerilor care au inițiative în diferite domenii sociale de activitate. În ceea ce privește problema elevilor, am emis actul normativ prin care practic am garantat gratuitatea transportului navetei școlare pentru elevi și evident am pregătit o serie de alte măsuri pe care au fost prezentate sau vor fi prezentate în perioada următoare. Vă mulțumesc că sunteți prezenți și atât cât îmi permite timpul, o să stau la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta propuneri. De asemenea, pot să vă spun că ceea ce privește Planul Național de Recuperare și Reziliență, el va fi făcut public, cel mai probabil, cel târziu până săptămâna viitoare, el va fi supus unei dezbateri publici și orice îmbunătățire a lui venită din partea societății civile o așteptăm cu interes, astfel încât să putem să găsim o utilizare cât mai responsabilă și cât mai utilă a fondurilor europene care vor fi alocate în România în cadrul Planului Național de Reziliență și Recuperare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule premier, pentru prezență. Voi da cuvântul mai departe domnului secretar general al Guvernului, domnul Antonel Tănase. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi la acest eveniment în calitate de secretar general al Guvernului și o să vă vorbesc pe scurt despre viziunea Guvernului în ceea ce privește întărirea rolului tinerilor în cadrul societății și sprijinirea acestora pentru a deveni vectori ai schimbării. Tinerii trebuie să fie sprijiniți și încurajați să se implice, să lupte pentru drepturile lor și să fie cei care determină schimbarea în societate. Implicarea lor în viața socială, economică și politică este esențială pentru dezvoltarea României. Societatea poate progresa doar dacă vedem educația ca un proces continuu pentru toți oamenii, dar în mod special pentru generațiile tinere. Însă, pentru ca acest obiectiv să fie atins, trebuie să implicăm tinerii în dezvoltarea politicilor pentru tineret și educație. Acestea au fost ideile care au stat la baza înființării de către guvernul Orban a Consiliului Național pentru Tineret. La momentul preluării guvernării, Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret funcționa fără regulament de organizare, fără un cadru oficial sau o structură reprezentativă la nivelul zonei de tineret.
ultima convocare a acestuia fiind în 2018. În consecință, tinerii prin organizațiile neguvernamentale de tineret nu mai erau implicați în procesul de elaborare sau implementare a politicilor publice de tineret. A fost înființat astfel Consiliul Național de Tineret, o structură consultativă modernă și eficientă, bazată pe expertiza și relevanța actorilor din societatea civilă. Consiliul are în componență 50 de delegați, reprezentând structuri de tineri activi, grupați în 10 domenii de interes pentru populația între 14 și 35 de ani, cum sunt cultură și recreere, sănătate pentru populația tânără, protecția mediului, servicii sociale pentru tineri, politici de tineret, cooperare europeană și internațională, dezvoltare și infrastructură pentru tineri sau dezvoltarea antreprenorială și de afaceri. Stimați invitați, pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare pentru toată lumea și ne străduim cu toții să o depășim cu bine. Deși am fost nevoiți să punem în stand-by unele proiecte care implicau prezența fizică a tinerilor în viața guvernamentală, precum programul de internship, încercăm să continuăm să sprijinim tinerii și educația lor. În acest sens, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, ale cărei acțiuni sunt administrate de către Secretariatul General al Guvernului, în numele statului român, continuă să se implice în zona de cercetare și în zona universitară și a investit în dotarea unui laborator, laboratorul SCADA, care a fost inaugurat recent la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnică din București și va pregăti viitorii profesioniști ai energeticii. De asemenea, Transelectrica a decis să extindă programul de burse pentru anul universitar 2020-2021. Vor fi astfel oferite 10 burse studenților din cadrul universităților cu profil tehnic din București, Constanța, Timișoara și Iași. În plus, anul acesta, pe lângă domeniul energetic, Transelectrica a introdus în area de interes și specializări de la Facultatea de Automatică și Calculatoare și de la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole. Procesul de selecție pentru programul nostru de burse se desfășoară pe parcursul lunii noiembrie 2020. Nu în ultimul rând, ne bazăm pe implicarea tinerilor în domeniul sanitar într-o perioadă deosebit de dificilă pentru România, marcată de pandemia de COVID. Facem apel la tineri să respecte regulile pe care specialiștii în domeniul sanitar au fost nevoiți să le ia, în acord cu cele europene, pentru a limita efectele negative ale pandemiei. Totodată, guvernul a deschis posibilitatea ca studenții la medicină, care se vor înscrie ca voluntari să ajute personalul medical în îngrijirea pacienților de COVID-19, să beneficieze de prime de 2.500 de lei lunar. Guvernul face eforturi deosebite pentru a lua cele mai bune măsuri în lupta cu pandemia de COVID, pentru a mobiliza întreaga societate pentru ca această perioadă să fie depășită cu bine. În final, vă reamintesc că pe 12 noiembrie a fost o zi importantă pentru sportul românesc, ziua de naștere a Nadiei Comăneci, poate cel mai important ambasador al sportului românesc și al României la nivel internațional. Vă invit așadar, dragi tineri, să-i urmați exemplu, să vă îndepliniți visele și să vă urmați pasiunile, să fiți de nota 10 în tot ceea ce vă propuneți în viață. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule secretar. Mai departe voi da cuvântul domnului Ionuț Stroie, ministru, Ministerul Tineretului și Sportului. Bună ziua, domnule prim-ministru. Bună ziua, dragi tineri, dragi colegi. Aș începe prin a vă mulțumi, domnule prim-ministru, pentru deschiderea unică pe care o aveți față de o astfel de formă permanentă și consistentă de consultare a Guvernului cu tinerii, care se va desfășura, bineînțeles, prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului. Este practic, sau sunteți practic, primul prim-ministru al acestei țări care se implică direct în acest dialog, care de acum înainte va câștiga în consistență. I-aș îndemna de asemenea, mi-aș permite să îndemn pe toți reprezentanții și colegii noștri din cadrul instituțiilor publice, ale administrației publice centrale, ale ministerilor, să îi aibă alături pe tineri în tot ceea ce fac, în toate politicile pe care le fac, pentru că, în mod inevitabil, în orice fel de domeniu, acestea sunt relevate în raport cu viața tinerilor. Și atât în prezent, dar mai ales în viitor. Evident că această cale prin care ne vom atinge obiectivul dorit pe care îl spun de la bun început, acela de a limita migrația acestei generații în afara țării,
este evident să-i ascultăm mai mult, să-i transformăm pe tineri în parteneri în acțiunea instituțională și, bineînțeles, în felul ăsta să reușim să integrăm în viața socială, în viața economică a acestei țări, a României. Cel mai sincer mesaj pe care aș putea să-l transmit astăzi, dragi tineri, pentru a vă convinge, bineînțeles, să rămâneți acasă, este că această societate, această țară are nevoie de voi. Instituțiile statului român au nevoie de tineri. Vreau să vă urez tuturor celor care sunteți reprezentanți ai organizațiilor de tineret în România, în această zonă asociativă, și îi reprezentați pe tineri, bine ați venit la masa deciziilor Guvernului României. Eu sunt ferm convins că veți acționa responsabil, veți fi foarte activi, sunt foarte convins că veți prelua parte din inițiative, pentru că cele mai bune idei de multe ori au venit de la voi. Sunt sigur că veți fi și critici, este absolut normal să se întâmple acest lucru și sunt ferm convins că veți vorbi cu ghilimele pe bune despre soluțiile pe care voi le considerați a fi oportune în raport cu viitorul vostru în această țară. Pentru că voi sunteți viitorul și, bineînțeles, viitorul vă aparține. Astăzi, ca să concluzionez, îndeplinim practic un deziderat care de foarte multă vreme a existat, dar din păcate doar în programele politice, doar în programele de guvernare, pe agenda tuturor partidelor, dar nu s-a materializat niciodată, decât acum, la inițiativa cabinetului Ludovic Orban. Așadar, astăzi așezăm practic această relație între dumneavoastră, organizațiile de tineret și guvern, într-un cadru stabil, predictibil, transparent, deschis, care va oferi, bineînțeles, acea consistență de care e nevoie când vorbim de politici publice pentru tineret. Este, dacă vreți, rodul unei politici pe care am început-o în această primăvară în raport cu interesele și aspirațiile dumneavoastră legitime de altfel și sunt sigur că știți deja temele pe care le vom dezbate împreună cu guvernul în acest mediu pe care astăzi îl oficializăm, că vorbim de o nouă lege a tineretului, că vorbim de o nouă strategie națională pentru tineret 2021-2027, fie că vorbim de adaptarea, de exemplu, a școlii la piața forței de muncă și, bineînțeles, și apoi adaptarea pieței forței de muncă la noile forme de angajare a tinerilor, la soluții pentru modernizarea educației, la modernizarea programelor de finanțare ale statului pentru tineri și multe alte lucruri care vor genera acest dialog pe care, vă spun sincer, nu mi-l doresc a-l purta doar la nivel central, ar fi extraordinar dacă am putea să introducem acest mecanism decizional și de consultare până la nivelul autorităților locale. Toate comunitățile, până la urmă, au nevoie de aportul vostru și evident că puteți contribui la acest lucru în această formă de dialog. Fiți creativi, fiți și activi, luptați, negociați poate chiar cu instituțiile pentru interesele voastre și, bineînțeles, pentru generația dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc mai ales domnule primul ministru, domnule secretar general, mulțumesc că ne sunteți garanții acestei tinere generații. În partea a doua acestui eveniment de astăzi vom începe cu prezentarea Consiliului Național de Tineret a modului de funcționare prezentat de Maria Tohăneanu, consilier în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului pe cabinetul domnului ministru. Structura și componența va fi prezentată de Sabin Prunea.